Bună seara, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Ordinea de zi. Dacă răsfoim ziarele, ne uităm pe internet, sunt două probleme mari, aș putea spune existențiale, cel puțin într-o anumită parte a media românească. Și anume, am făcut, domne, un caz din ce am anunțat eu și aseară și faptul că guvernul atunci intenționat, între timp a și făcut-o, să dea liber studenților vineri și luni să vină acasă, care de pe unde sunt, și să voteze acasă. Deci au libertatea asta, nu îi împiedică nimeni să voteze în București sau în alte centre universitare. Și să vezi exact ce anticipam eu aseară, să vezi problemă, s-au supărat studenții. Adică, cum să le dea guvernul liber? Pentru că ei au liber permanent. Deci studenții noștri știm cum se duc la cursuri, unii dintre noi am mai trecut și noi prin asta, știm cum e situația. Au protestat, domne, deja au adus ăsta, pentru că, vedeți, se pun două probleme. În primul rând, cine să mai facă gălăgie că nu au locuri, deci nu pot să voteze, deci trebuie creat o imagine, și probabil sunt niște mărunțiși acolo, până la 50 de euro am înțeles la turul întâi, da? Cel puțin așa am auzit tot din media, ca să nu spunem că am citit în media. E o mică problemă, dar dacă tot spuneam noi că studenții toți sunt liberi permanent, e o problemă, ne interesează mai puțin, dar poate părinții să-i mai tragă puțin, pentru că bănuiesc că banii de acolo vin. Deci, până la urmă e o problemă strict organizatorică. Orică fac cursuri vineri și luni, orică nu fac, orică rămân în București sau în alte centre, ori nu, ne interesează prea puțin. A face în asemenea caz studenții din România, cei care au mai rămas în România, mi se pare de prost gust. Sunt de acord cu ministrul care spune că e o problemă strict organizatorică și nu se bagă într-o asemenea problemă. Și am vorbit deja de prima problemă, cum spuneam, și una care o ținem lunga de o săptămână și ceva. Mamă, ce problemă existențială au românii, că vezi, doamne, ăia de afară, reprezentanții diaspora, cu toți la un loc, și buni și răi, ăștia săi noștri, românii noștri, nu pot, domne, să voteze. Nu i-a întrebat nimeni dacă vor să voteze sau câți vor să voteze. Până acum votau maximorum sub 200.000. Acum ministerul nostru de externe a trimis vreo 800.000, dacă am înțeles bine, vreo 800.000 de buletine de vot. Păi ca să vezi, și că nu sunt suficiente. Și ar dă-i, și ar lasă, mi se pare și de prost gust asemenea idee, indiferent cu cine votează unii sau alții, ne interesează mai puțin, toți suntem în campanie electorală, dar cred că România are și alte probleme decât de a urmări aceste și de a ne ocupa timpul doar cu aceste două mari probleme. Le-am văzut o zi, le-am văzut două, le-am văzut trei, dar parcă ca și cu problema cealaltă, și anume aceea legată, avem astăzi faza pe găini și pe șobolan roșii, ceva de genul. Iar mi se pare de prost gust, dar de ale campaniei valuri, cum spuneam, le-om vedea și în continuare vom vedea cum vor evolua lucrurile. Acesta fiind zise, cum spuneam, de ca și subiecte, acestea o să le dăm și normal, atenție mai mică, dar dacă vedeți frecvența, o să vedeți că pe români nu-i mai interesează absolut nimic decât aceste două probleme. Sau cel puțin așa cred reprezentanții media, pentru doar de asta vorbesc. Deci frecvența știrilor pe aceste subiecte este de-a dreptul halucinantă, aș putea spune, și nu folosesc un cuvânt exagerat, în sensul că vorbim doar de aceste subiecte și nu e deloc normal. Mergem mai departe și, cum spuneam, sunt și alte subiecte, aș putea spune eu, interesante. Unul dintre ele, deci trebuie spus apropo de
de mesaje. Iată că a și zosit un mesaj pe Facebook. Ne spune cineva că ar trebui să asigure și influența la vot, că unii studenți au sâmbăta examene. Deci nu, numai că nu pot pleca. Dar unele facultăți, iată că nu dau liber ca să aibă, ca să fie studenții liberi. Deci nu pot pleca de vineri în condițiile în care au examene sâmbătă. Dar atenție, este autonomie universitară în această situație, deci recomandarea, deci e vorba de o programare anterioară care poate fi modificată sau nu. Să nu credeți că dă ordin ministru, bă, cu forța tu te duci acasă sau ceva de acest gen. Așa că nu ține acest lucru, până la urmă sunt fiecare universitate e liberă să ia decizia potrivită, dar bănuiesc eu că majoritatea se vor conforma indicațiilor prețioase venite dinspre minister. Dar spuneam că mergem mai departe spre alte subiecte. Promiteam prietenilor de pe Facebook unul așteptat, aș putea să spun. Țineți minte într-o seară cu câteva săptămâni în urmă când vă spuneam eu că aștept momentul când Dumitru Dragomir, Mircea Sandu, să fie trași la răspundere pentru ce au făcut în fotbalul românesc. E, acum, unul dintre ei, e vorba de Dumitru, bine, și Mircea Sandu, din câte știu, are ceva dosare, dar Dumitru Dragomir a picat deja pe unul dintre dosare, pentru că are mai multe. Țineți minte scandalul cu Antena 1, când nu prea justifica un milion și ceva de euro dați, cum dați de o firmă de cablu și care avea meciurile din Liga 1. Ei bine, la acest dosar aflăm de un altul și mai și cum s-au vândut drepturile acestea și prejudiciul reținut de procurori ar fi de vreo 5,4 milioane de euro. E, începem să ne cam să realizăm deja pe ce bani se discută. Numai asta sub un milion, câteva sute de mii, un mizilic. Procurorii probează, iată, din ce în ce mai mult dosare foarte mari, ce câștigă unii în România. Deja lui Dumitru Dragomir și s-a și pus sechestru pe 3 imobile. Da, e, ar fi de discutat ceva în această situație. O să vă spun și exact de ce, în ce constă dosarul, dar altceva aș vrea să discutăm la acest moment. Suntem gorjenii, marea majoritatea gorjenilor, sunt în momentul de față, sau erau consumatori de fotbal de Liga Națională. Asta până în vară, când s-a schimbat, au apărut două televiziuni de apartament, sau poate nici atât, din câte am înțeles, în orice caz sunt destul de micuțe pentru a fi televiziuni naționale. Și acestea au câștigat drepturile de televizare, cel puțin acum, de moment, că nu știu dacă ele vor rezista. Iar fotbalul românesc de la câteva, ajunsese undeva la două, erau și meciurile derby, ajungeau chiar la 3-4 milioane de români care se uitau la un meci Steaua Dinamo, da? E, acum vreau să vă spun că un Steaua Dinamo strânge conform firmelor care se ocupă cu asta, a strâns vreo 70-80 de mii. E, o mai fi fost și piratate câteva, dar practic e cam nimic. Deci, fotbalul românesc, după ce că nu era el prea breaz nici așa, se duce total în neancul ăsta, pentru că la un moment dat, peste vreun an de zile, pe nimeni nu va mai interesa ce face, inclusiv ce face Nea Grigoraș al nostru și cu panduriștii lui, dacă se mai duc să se mai roage la o mănăstire sau nu. Acum sunt pe plus că au bătut. Dar ce vreau să spun? Nu o să mai intereseze pe nimeni, pentru că lumea se va uita, în general, va alege campionatele puternice, pentru că cel puțin cele două mari canale de televiziune de sport, cele două mari rețele, au, una dintre ele dă și meciuri din Liga 1, adevărat, dar au foarte mult fotbal internațional. Și în momentul când ai Franța, Spania, Italia, te interesează mai puțin ce face avântul prăbușirea. E, în aceste condiții, am reușit ca spuneam noi gesta, cum a făcut Dragomir? O fi furat, n-o fi furat, o fi prejudiciat Liga, n-o fi prejudiciat,
dacă am lăsat ceva în urmă. Actuala conducere deocamdată a făcut un contract care ci că e bun. Cel puțin așa a stabilit și instanța. Da, dar milioane de români au rămas fără fotbal. Nu prea e în regulă. Bun, să zicem și asta. Întorcându-ne la Dragomir și la Sandu, tot am mai amintit eu de ei, cred că sunt multe lucruri de lămurit. Eu aș avea una dintre nelămuririle mele din ultimii ani, ar fi cum a câștigat CFR Cluj de atâtea ori campionatul. Să fie avut legătură cu puterea politică din vremea respectivă? E o întrebare. Sau, și mai și, cum joacă unii la pariuri? Cum câștigă la pariuri sume fabuloase? Cum s-au îmbogățit unii dintre pariuri de meci suspect, mergi bine și la un moment dat iei bătaia acasă și din întâmplare cineva pariază pe tine? A, vreau să vă spun că inclusiv panduriștii noștri au fost suspectați la un moment dat de asemenea idei sau de asemenea practici. Și deocamdată nu știm dacă a fost sau nu ceva adevărat, pentru că știți cum spune românul, fum fără foc nu prea există. Dar, spuneam, de fapt, Dragomir își merită soarta și își merită, spuneam, dacă le-a și pe Sandu după el, cu atât mai bine, dar încă avem dosarul, între timp am aflat că Mititelu, cum spuneam, fostul patron al universității sau cel patronul din acte al Universității Craiova, echipa care are palmaresul, a fost trimis în judecată, cum spuneam, în schimb, Dragomir și Sandu, cei care, atenție, au scos jucători de milioane de euro de sub sechestru fiscului, n-au pățit nimic. Acel dosar este încă în faza de trimitere în judecată, din câte am înțeles, și e bine, mersi. Au trecut vreo 2 ani de atunci, numai din momentul când s-a făcut dosarul. Ce se întâmplă cu el? De ce nu e liber să fie dat? Să aibă legături și cu o anumită primăreasă care are anumită orientare și vezi, Doamne, de acolo și Ministrul Justiției și toate celelalte? Nu putem să vă spunem, doar putem să lansăm ipoteze. Gândiți fiecare, dar e ceva ciudat acolo că puteau să ne lămurească. Bă, e nebun, Mititelu a încălcat orice și jucătorii respectivi puteau fi scoși de sub sechestru sau jucătorii puteau fi vânduți și banii recuperați de stat, pentru că era vorba de datorie la stat de undeva de 4 milioane și ceva de euro. Iar jucătorii aia făceau mult mai mult. Nu am aflat încă nimic. Poate ne spune cineva cum stă treaba, dar nu e deloc în regulă ce se întâmplă acolo. Revenind la dosarul Dragomir, să știți că este încă loc de multe probleme, în sensul că Dragomir a renunțat la fotbal și a stat bine mersi fără să-l deranjeze nimeni, până astăzi, când am aflat că a fost trimis în judecată. Dar știți ce se va întâmpla? Am impresia că e cale lungă să-i se întâmple ceva cu adevărat. Și știți de ce? Gândiți-vă că Dragomir are și el o vârstă. Dacă am înțeles bine, 67-68 de ani, pe acolo. Cel puțin, parcă așa spunea că o să stea până la 70, dacă a pierdut alegerile, deci bănuiesc că asta ar fi ideea. Bun. Și nea Dragomir, deci procesul, dacă abia acum e trimis în judecată, până vor fi stabilite termenele, până se dă prima sentință, până merge în recurs, până merge la instanța superioară, deci bag de seamă că vor fi 3, 4, 5 ani de procese. Nici nu ne mai interesează rezultatul final în condițiile în care trece atât de mult timp, iar prejudiciul nu știm dacă va fi recuperat, pentru că e acum moda cu sechestru pe imobilele respective. Dar știți cum e? Imobilele în 2007, de fapt de prin 2008-2009, valorau o sumă enormă, o sumă foarte mare, acum imobilele respective valorează cu mult mai puțin. De fapt, știți de ce și băncile au pierdut atât de mult și în același timp nici nu pot să valorifice acum activele, pentru că ar urma să vândă
ce au luat, ce a rămas de la cei care n-au mai putut plăti creditele, care valorează mult mai puțin decât garanția care a fost pusă. Și în aceste condiții, deocamdată se așteaptă încă să se mai întâmple ceva, să mai crească prețul. E, spuneam că ne întoarcem la cazul Dragomir și spunem că potrivit anchetatorilor, în cursul lunii iunie 2011, Dumitru Dragomir, în calitate de președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a determinat cu intenție pe membrii adunării generale al LPF să aprobe încheierea unui contract de mandat cu o firmă în vederea vânzării drepturilor de televiziune. Cunoscându-se faptul că prestațiile înscrise în contractul de mandat respectiv nu aveau să fie executate în fapt. De fapt, ce a făcut Dragomir? Foarte simplu. A pus o firmă să negocieze pentru el, dar între timp a încheiat contract cu rețeaua aceasta controversată, cel puțin din perspectiva abonaților, RCS RDS. Putem să-i dăm până la urmă denumirea, pentru că este într-un caz penal, luăm dintr-un dosar, da? Bun. Această firmă, deci, a încheiat contract, dar în același timp, el a făcut niște bani pentru ăștia care ar fi făcut serviciile de găsire al clientului și le-a dat și astura vreo câteva milioane de euro, care după ce a fost bani care au trecut prin mai multe firme și s-au întors, se pare, tot la Dragomir. Rămâne să probeze procurorii acest lucru. Dar, cum spuneam, eu cred că vor proba, n-am prea avut cazuri, să spunem, care nu s-au confirmat, dar încă o dată. Știți scandalul de anul trecut? Tot cu aceeași firmă, niște bani care au venit la el ca să deschidă nu știu ce restaurant, de nunți și toate celelalte, tot în vremea când se încheiau, când se prelungea contractul, care, cum să vă zic eu, a apărut. Deci, adică nu că a apărut. Clar, îndeplinește condițiile de corupție. Dar în acel dosar nu se întâmplă nimic. E adevărat că, știți, acel dosar e conexat cu altul în care un director, administrator de televiziune, este acuzat de șantaj și DNA-ul trebuie să meargă într-o anumită direcție și asta, dacă s-ar rezolva acest caz, probabil i-ar da peste cap în dosarul celălalt. Acestea fiind spuse, de asta vedeți că n-are ursul coadă, în sensul că instanțele noastre și oamenii legii încă nu sunt total depolitizați. Deci, încă o spun, degeaba am plâng cu lacrimi de crocodil anumiți foști candidați la prezidențiale, gen Monica Macovei, care tremură și plânge ea pe umărul justiției române, dar justiția are în continuare o problemă, cel puțin de culoare politică. Când va dispărea de tot această culoare, totul va fi ok, vom crede în ea. Până atunci, permiteți-ne să ne îndoim, pentru că, de ce să zic, ar fi foarte natural, că, mai ales acum că tot vorbim de Dragomir, să apară și celelalte probleme pe care le are, că are din... sau cel puțin avea din belșug. Acum vreau să vă spun că v-am obișnuit ca cel puțin o dată pe săptămână, probabil că așa își trimite corespondența din închisoare Sorin Ovidiu Vântu, fosta eminență cenușia presei românești, fostul patron Realitatea. El, știți că și-a făcut un blog, v-a anunțat, toată lumea e cu ochii pe el ca pe butelie, și el mai glăsuiește, vă spuneam, cam o dată pe săptămână. Astăzi, de exemplu, pe blogul său vorbește despre parlament. El face un calcul cât trebuie să cheltuiască un om pentru a ajunge parlamentar și are și un mesaj pentru Liviu Dragnea, vicepremierul. Domnule Dragnea, v-ați înșelat rău când ați afirmat că prostia nu este infracțiune. Conform noului cod penal pe care l-ați votat, este. Interesant, știți că am citat la vremea respectivă acea exprimare. Spune Sorin Ovidiu Vântu, și o să comentăm asta, din 1990 încoace, cea mai puternică frână în drumul către modernizare, precum și focarul de corupție din România, a fost Parlamentul. Am susținut și noi asta, de acord cu Sorin Ovidiu Vântu.
Înființată imediat după Revoluție, instituția a fost martora degradării calității morale, intelectuale și culturale a acestor aleși ai poporului de la o legislatură la alta. Dacă la începutul acestei instituții găseam oameni de o certă valoare, astăzi numărul lor este extrem de mic. Sub 2% din total. Și acest lucru este adevărat și l-am spus și noi cu alte cuvinte în emisiunile trecute. Sorin Ovidiu, Vântul, știți probabil din emisiunile de televiziune când încă mai zburda prin studiourile de televiziune, vrea să ne și explice de ce face aceste afirmații, dar ne interesează mai puțin, mai ales cum spuneam că e o singură problemă, aceea că parlamentarii au, să zicem, au și ei o mare vină din aceste lucruri. Nu poate fi negat asta, am demonstrat-o. Însă, el și justifică pe parlamentar și aș reține o explicație. De ce un parlamentar este foarte, să spun așa, dispus corupției și trebuie să ne gândim, să analizăm acest lucru că trebuie ceva schimbat. Și acum ar fi, poate, să le dăm o salarizare mult mai mare ca să evite alte probleme. Pentru că, iată ce spune Sorin Ovidiu Vintu și susțin ideea. Pentru a ajunge parlamentar, citez, sumele pe care trebuie să le cheltuiești sunt imense. Aceste sume sunt compuse din bani pentru materiale publicitare, bani pentru presă, spoturi, interviuri și pagă, bani pentru deplasări, bani pentru partid, șpaga pentru președintele organizației sau la centru pentru a fi trecut pe lista într-o poziție eligibilă. Sau, atenție, pentru colegiul respectiv. Se pare că Nenea Vântu n-a aflat că suntem pe vot uninominal. Sau poate anticipează ce se va întâmpla din 2016. Șpaga dată unor șef de clanul țigănești pentru a-ți aduce cât mai multe voturi. Variază în funcție de fotografiile făcute cu telefonul celular. Bani pentru distribuirea materialelor publicitare, bani dați observatorilor de la urne, diverse, un sondaj de opinie, o șpagă neprevăzută, cumpărarea unor informații, etc. Adică undeva între 200.000 și 400.000 de euro costă un scaun de parlamentar. Păi bun, haideți să nu ne gândim mai departe de aici, dacă Sorin Ovidiu Vântu are dreptate, și tare mi-e frică că are dreptate, haideți să ne gândim la parlamentarii noștri de Gorj, nu în altă parte. Câți din ei am putea să spunem că au cheltuit 200.000 de euro? Ca să zicem un minim de ce a zis el. Sau chiar 400.000. Greu de crezut, sau dacă i-au cheltuit, de unde i-au luat. Și aici ajungem la momentul de ce parlamentarul român, în general, este foarte dispus de, sau foarte coruptibil. Degeaba ne dăm noi după aia la el și spunem că sunt așa, și de aici și solidaritatea, solidaritatea între parlamentari. Pentru că ei știu fiecare cât a dat. De ce să voteze că ăla să plece, să-l judece, să-l cerceteze DNA, să-l cerceteze ceilalți? Dar apropo, spunea Vântul de sumele respective. Dar ia gândiți-vă, cei care au ajuns parlamentari, nu mai vorbesc miniștri, nu mai vorbesc cel puțin actualul președinte în funcție și mulți alții din politica la vârf, sunt bogați, foarte bogați. Și ei n-au lucrat decât la stat. Pe acela mărât salariu de parlamentar de 50 de milioane și cu ce mai e taxă forfetar. Și atunci de unde? Deci undeva se întâmplă ceva. Și dacă tot vorbim că suntem țara în care trebuie să se facă foarte mult împotriva corupției, păi acolo trebuie să începem. Cu partea politică odată, ca să dăm exemplu, și bineînțeles apoi în coborâre în scară, cu toate celelalte segmente ale societății. Dacă facem ordine în politică și continuăm apoi cu cine trebuie să aplice legile, atunci eu cred că n-o să mai fie o problemă
nu o să mai fie o problemă deosebită să luptăm împotriva corupției cu șanse. Pentru că la nivel teoretic nimeni nu ne întrece. Însă la partea practică suferim grav. Pentru că și acum sigur așa se întâmplă, pe lunile astea de campanie sau pe săptămânile astea de campanie s-a lucrat intens. S-au aruncat dosare pe piață foarte multe. Dacă se va continua în acest ritm permanent în perioada următoare, toate bune și frumoase, indiferent de cine vine la Cotroceni, cine e la guvern sau ceva de genul ăsta. Dar dacă punem o frână imediat după alegeri, cum a fost o frână și înainte, hai să nu ne mai, că a funcționat justiția. A funcționat justiția într-o anumită direcție. Dacă după alegeri vom continua și nu cu justiția, nu mergând doar în direcția cealaltă, deci nu așa, dacă va merge și vom avea constant corupția descoperită și pedepsită, totul va fi ok. Din păcate, mai degrabă acum trebuie o facem să ne vadă în campanie să facem anumite jocuri și să ne vadă ai de afară. Nu suntem convinși că așa trebuie să stea lucrurile. Și avem o lungă tradiție aici. Și în perioada interbelică, cum spuneam tot dat eu exemplu ăsta, și în perioada interbelică se întâmplau aceleași lucruri și era bine mersi. Era Camarila lui Carol al doilea fără probleme, cu Elena Lupescu și toate cele, câțiva oameni de afaceri care controlau tot și toate. Bine, au căzut de foarte sus și Carol al doilea și, să spunem, oamenii care au fost alături, cum la fel se va întâmpla acum cu Traian Băsescu și cu oamenii care au fost alături. Deci, fapt, unii dintre ei au și picat. Dar, cam atât. Nu cred că lucrurile vor merge mai departe. Spuneam despre, să spunem așa, știrile de astăzi. Ele sunt și altele foarte interesante. Dar printre altele aflăm de mai nou apărură, deci pe lângă găini și șobolan roșii, apărură la un meeting iepuri și papagalii. Deci foarte interesant. Românul este inventiv. Dar problema e că am impresia că fac alții mișto de noi în toate cele și nu ne ia în serios doleanțele noastre. Da, vreau să vă spun că lucrurile sunt extrem de interesante și aflăm, de exemplu, printre altele, că unii dintre candidații, apropo de prezidențiale, se pricep la toate, omul perfect, suntem doar în campanie electorală. Dar vreau să vă spun că aflăm, de exemplu, apropo de scandal, Parlamentul, știți că e în vacanță, toată lumea se ocupă de campanie, toate cele. Nimic n-a fost problemă, au mai făcut ei din opoziție ceva, că vezi, Doamne, că ei s-ar preocupa. Dar, cum spuneam, sunt aceiași peste tot, nu contează culoarea politică. Și acum, dintr-o dată, aflăm că a apărut un scandal în Parlament. Astăzi, vezi, Doamne, convocarea miniștrilor Meleșcalu și Stanoevici încalcă regulamentul. Au fost convocați ca să vorbească despre alegeri. Deci, cu alte cuvinte, lumea lucrează, numai noi nu vedem aceste lucruri. Ba, din contră, de ultimă oră aflăm că în câteva minute e foarte posibil să avem prima întâlnire, pe un post de televiziune, să avem prima întâlnire dintre cei doi candidați. Acum nu știu dacă își vor lua găinile, șobolanii și alte lucruri, dacă și le vor avea în plase și își vor da cu ele în cap în momentul când se vor întâlni într-un studio de televiziune. Vreau să vă spun că încep problemele. Criza nu s-a terminat în televiziune.
canalele mari au avut, au și băgat mulți bani, dar au și scos mulți bani, au început să taie, să umble la emisiuni, după ce într-o perioadă cei care tăiau erau doar ProTV-ul și cei de la antene băgau, pompau bani, iată că acum mai nou încep să se taie dincolo, unele emisiuni dispar din gliră, altele sunt, își reduc din cheltuieli, tocmai pentru că nu trec sticla sau nu aduc banii suficienți pentru cei care, pentru cei care investesc. Deci ce ne înseamnă asta? Că în media lucrurile nu stau chiar așa sau ăsta e cel mai bun, cel mai bun barometru că lucrurile nu sunt chiar așa de roze. De fapt, nu putem să nu trecem peste o, peste o informație, peste un avertisment care pare să aibă conotație electorală la acest moment, adică se putea da așa acum o săptămână, două, trei, se putea da, să spunem așa, și după turul al doilea al electoralelor. Fondul Monetar Internațional a cerut marți României să nu pună în pericol progresele realizate în ultimii ani în privința ținerii sub control a cheltuielilor, în condițiile în care guvernul condus de premier, cum spunea, pare că va încheia anul viitor programul cu instituția financiară. E de discutat. Și anume, FMI-ul veni acum, dar eu aș pune-o în legătură cu declarația Ioanei Petrescu, ministru finanțelor, care a și anunțat și am dat știrea respectivă, conform căreia nu mai avem de anul viitor nevoie de FMI. Nu mai avem nevoie de FMI că suntem echilibrați. Ăștia de la FMI zic că nu, că am avea nevoie de ei, mai ales cu derapajele actuale. Bun, încă o dată. Ori punem declarația ministrului de finanțe într-un context electoral, în sensul că ea a vrut să arate că suntem mai nu știu cum, și atunci nu și-avea rostul replica FMI-ului, sau replica FMI-ului n-are treabă cu declarația ministrului de finanțe și doar cu, să spunem, evoluțiile din ultimile zile înainte de turul 2. Și într-o variantă și în alta, FMI-ul are o problemă în România și problema României în ultimii ani cred că a fost Fondul Monetar Internațional. Și o să vă spun de ce. Știți teoria, conform căreia trebuie austeritate. Austeritate pe care a promovat-o și unele țări europene și specialiști economiști de marcă au demonstrat că această austeritate de care s-a mers de la an la an a afectat în mult economia atât a Europei cât și a Statelor Unite. FMI-ul n-a prea adus bunăstare pe niciune, ba din contră, n-a echilibrat nimic. Sunt de notorietate gafele, ca să nu vă mai spun catastrofele pe care le-au provocat, de exemplu în Argentina. Dar până la urmă, noi cu FMI-ul, noi am dus-o bine când n-am fost în relații foarte bune cu FMI-ul. Vă dau un simplu exemplu, perioada 2007-2008, când n-am avut FMI și lucrurile, cel puțin pentru marea masă, au fost mai bune. O să-mi spuneți, dar după 2007-2008 au urmat 2009 și mai ales 2010. De acord, dar cum n-am avut aceiași politicieni la guvernare, eu prefer să nu o dau pe FMI, să nu o dau pe gafele din perioada respectivă și pe cei care au venit. Acum că o să spune că i-au trebuit să redreseze, bun, dar și-au asumat acest lucru, că nu i-a trimis nimeni acolo, că mai e o chestie. Când vin politicienii noștri, vin la putere, când sunt în opoziție, vom face, vom drege, vom nu știu ce, să dăm cu ăștia la o parte. Bun, se așează la guvern, eventual la Cotroceni și încep. Mamă, ce moștenire grea ne-au lăsat ăștia! Mamă, ce au ei de făcut ca să redreseze pentru țărișoară! Ba, apropo de Șandramaua, care o avem prin economia gorjeană, că a ținut Șandramaua în funcțiune, știți, spunea un candidat. Păi bun, dar nu te-a îndemnat nimeni până la urmă să vii. Deci dacă tu ți-ai asumat asta în momentul când ai candidat. Și vă spun eu că politicienii știu foarte bine la ce se ham. Bine, ori mai fi și chestii secrete, cifre secrete pe care nu le cunosc. Dar în mare parte știu ce îi așteaptă. Dar eu cred că mulți dintre ei vin cu lecția învățată.
În sensul că nu mă interesează. Spun și eu că voi face, o, toată lumea a luat-o, vom face reforme, vom face nu știu ce. Ce fac? Mai nimic. Dau din gură pe la televizor, conduc în general țara de la televizor și se întâmplă același lucru. Nu se, ba din contră, și prin ministere de la un anumit etaj în jos, tot ăia sunt care au fost și pe vremea unuia și pe vremea unora și pe vremea altora. Ce se întâmplă cu noi? Noi stăm la televizor, românii sunt mari consumatori de televiziune și zice, mamă ce bun e ăsta, cum le zice el, apropo de Caragiale și de O noapte furtunoasă, cum le zice el la Războiul și tot așa și la O scrisoare pierdută, că tot ne-am am trecut prin mai multe piese de Caragiale. Dar, atenție, noi nu vedem ce se întâmplă cu noi. Suntem furați de spectacol, pâine și circ, cum spuneau romanii, și nu vedem și restul. Sau nu vedem, cum spuneam, copacul de pădure. Așa. Dar să mergem și mai departe. Deci această știre cu femeiul, eu n-aș vedea-o decât în contextul electoral, pentru că același femeie ne-a dat ok-ul de până acum și cel puțin până în 2015 suntem sub umbrela femeii. După aceea, cum s-a spune, Dumnezeu cu milă. Dar dacă vrem creștere economică, dacă vrem să ne fie puțin mai bine, cam trebuie să lăsăm femeiul, să-i dăm un concediu de câțiva ani. Bine, dea Domnul să fie așa și să n-avem o situație mai gravă unde, să zicem așa, umbrela financiară oferită de femei ne-ar putea salva. Dar mergem și mai departe, cum spuneam, apropo de știri, aflăm mai nou că și biserica e mare, pe lângă mare proprietară, pe lângă mare nu știu ce, este și mare politiciană, dar asta e altă treabă. Și tot așa, apropo de știrile care vin, fluxurile de știri de pe agenții, trebuie spus că avem un net mai rebel în seara aceasta, nu se fixează. Aflăm, de exemplu, printre altele, că cum spuneam, apropo de implicațiile și media, dar eu aș încheia, vă pomeni de câteva seri un subiect, să spunem așa, l-am avut de câteva zile și un subiect foarte interesant. Bine, e prezentat într-o anumită parte a presei ca o mare descoperire și vezi, Doamne, în context electoral. Eu nu l-aș pune chiar în context electoral, deși toate sindicatele e logic să speculeze momentul electoral pentru că să ne dați acum, că dacă nici acum ne dați, când ne dați? Deci principiul ăsta, suntem în România, e pe deplin, să spunem, acceptabil. Însă vreau să vă spun că sindicatele din educație au semnat, încă de la sfârșitul lunii octombrie s-a semnat acest acord, unele agenții de presă îl dau abia acum, ca și cum s-ar fi semnat ieri sau azi noapte, nu e chiar așa, cum spuneam, la sfârșitul lunii octombrie. În acest context, acest, să spunem așa, acord pentru asupra unor măsuri care se vor lua în domeniul educației, ne anunță printre altele câteva lucruri foarte importante. Și anume, unul dintre ele se referă la o mărire de salariu de 10% în 2015, două tranșe, martie și septembrie. Însă cei încurcă pe unii ar fi vorba de o nouă lege a educației. Păi stați puțin, care e problema? Actuala coaliție guvernamentală spunea în 2011, 2012, chiar și în 2013, că legea educației naționale din 2000 nu e bună. Este inaplicabilă și tocmai de asta s-au tot dat la ordonanțe să o corecteze, dar tot e o bulibășală. De acord. Așa e.
Și atunci era normal să vrem o lege a educației mai echilibrată, în care să știi ce și cum faci. Pentru că acum actuala lege, pentru cei care nu sunt din domeniu și nu știu, spune așa, ai un articol de lege în care spui, să zicem, directorul de școală este ales într-un anumit fel. Sau Consiliul de Administrație al școlii funcționează într-un anumit fel. Conform metodologiei cutare. E, și din 2011 până în 2014 s-a așteptat o metodologie de funcționare a Consiliului de Administrație al școlilor. Care Consiliul de Administrație, această metodologie, se contrazice cu ce spunea legea. Între timp, legea a fost modificată prin ordonanță și, de fapt, acel articol este detaliat. Asta pe simplu și ați mai văzut probabil la știri. Dar sunt alte lucruri și mai și. La acest moment, fiecare, deci și ministrul actual, Remus Pricope, și chiar și înaintea lui foștii miniștri, anunțau concurs în educație, concurs pentru funcțiile de inspector, de director, de, să spunem, deci inspector general, inspector din școlari, director, director ajuns, nu știu ce. Păi să vă spun, nu se prea pot organiza că lipsesc documentele respective. Cât am vrea noi să aplicăm, e foarte greu de crezut. Bun, acest guvern, acest acord care s-a semnat între sindicatele din învățământ, prevede printre altele, și să vedem dacă e ok, să modifice toate programele școlare și sistemul de evaluare al elevilor. Ce e rău în asta? Gândiți-vă la aiurile de calificative la 1-4. Da? Sau hai să ne gândim la toate programele școlare. N-am vorbit că reducem programele școlare și nu știu ce și nu știu cum. Păi n-am redus nimic. A, am mai redus pe la numărul de ore uneori, dar n-am ajuns în părțile esențiale. Bun. E vorba de deblocarea 2500 de posturi didactice auxiliare și nedidactice în școli până în 2016. Păi, haideți să... 2500 pe unul, 2500 pe celălalt an. Păi, e nevoie. Deci vreau să vă spun de ce. La acest moment, școlile sunt bombardate cu diverse situații. Diverse situații care până acum le făcea inspector, financiar vorbind, le făceau direcțiile primăriilor, direcțiile de patrimoniu din primării sau cum erau serviciul contabilitate din primării și inspectoratul școlar. Acum toate aceste situații au fost trecute în școli, care în general au căpătat contabil. Da? Bun. Dar problema mare este că volumul de muncă e din ce în ce mai mare. În primării ții același personal, în inspectorate școlare ții același care făcea treaba, dar tu vii cu el în partea, deci cobori prin descentralizare la școli, unde nu ai personalul respectiv. Deci în unele școli e nevoie de acest personal. Cred că 2500 e chiar puțin. Ca să nu vă mai spun, pentru că avem, nu mai vă spun ce se întâmplă la nedidactic, unde volumul de muncă al personalului este imens în raport cu ce se întâmplă la acest moment. Deci, apropo de acest acord, eu cred că e unul pozitiv și ce n-am înțeles, de ce a fost ținut inițial acest acord la secret? De ce a fost el ținut? Pentru că e un acord pozitiv și poate îmbunătăți situația din învățământ. Și încă ceva. Apropo, avem o lege a salariului minim, da? Toate firmele din România trebuie să se conformeze lui, da? Bun. Vă semnalez și au mai semnalat-o liderii de sindicat, dar nimeni nu ia nicio măsură. Vă semnalez eu. Sistemul de educație are la acest moment personalul nedidactic care se încadrează cu salarii sub minimul pe economie. Deci se încalcă legea cu zeci de mii de oameni la nivel de țară. Nimeni nu face nimic. Poate ne aude cineva, poate se ia o măsură, tocmai acest acord încearcă să corecteze aceste lucruri. Nu era nevoie de el? Eu zic că da. Acestea fiind zise, vă mulțumesc și în această seară pentru atenție. Mă îndrept, suntem într-o perioadă de balul bobocilor prin mai multe licee, mergem la Colegiul Național Caterina Teodoroiu la Casa de Cultura Sindicatelor, dar cu siguranță trebuie să știți că mâine seară are Mătăsariu, joi seară are Colegiul Maghieru, Colegiul Spiru Haret și alte licee de prestigiu ale Gorjului. Mulțumim pentru atenție, la revedere!